România riscă sancțiuni drastice din partea Uniunii Europene pentru că, în ciuda unei legislații stricte, continuă să exploateze pădurile după propriile reguli. Acum, când a intrat sub incidența procedurii de infringement, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu va mai aviza tăierea lemnului din pădurile de stat sau private, decât după parcurgerea procedurii specifice pentru obținerea avizului pentru amenajamentul silvic. Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara anunță că procedura de avizare necesită foarte mult timp și există riscul ca populația din mediul rural să rămână în acest an fără lemne în sezonul rece, iar firmele de exploatare să-și înceteze activitatea.